tuturor și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta vreau să fac ceva mai special. În acest episod vreau să vorbesc despre Crăciun și semnificația acestuia. Crăciunul sau nașterea Domnului, nașterea lui Iisus, este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie în calendarul gregorian sau 7 ianuarie în calendarul iulian, în fiecare an. Ea face parte din cele 12 sărbători domnești ale bisericii de bisericilor de rit bizantin. În anumite țări unde creștinii sunt majoritari, Crăciunul e o sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua următoare, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Crăciunul devine o sărbătoare laică, celebrată atât de către creștini cât și de cei necreștini. Pentru de greutate al celebrării, deplasându-se de la participarea în biserică la reaspectul familial al lor de cadouri sau pentru copii, dar darurile lui Moș Crăciun. Asta este ce am găsit pe Biden, în care lumea este mult mai darnică, mult mai de treabă și da. Crăciunul se apropie. Noi suntem acum pe 15 decembrie, iar peste 10 zile va fi Crăciunul. Prima dată se sărbătorește Moș Nicolae, care tot așa am făcut un video despre el, pe care îl puteți accesa din linkul din descriere. Iar eu împetrez Crăciunul cu familia. De Crăciun se mai merge și cu colindatul, cu ratul se merge de ajun, da, pe acolo. Iar România are foarte, foarte multe tradiții în legătură cu Crăciunul, iar ele se împart în mai multe categorii, gen mâncarea tradițională, obiceiurile. Cred că fiecare persoană din Crăciun se simte mult mai bine, pentru că petrece un timp așa mult mai fain cu familia. Crăciunul pentru mine este cea mai faină sărbătoare care este la momentul dat. Iar Crăciunul se sărbătorește iarna, când afară ninge, totul este alb. Instalații de Crăciun, foarte, foarte, foarte mult mâncare. De Crăciun sunt foarte multe reduceri pe diferite site-uri de cumpărături. Magazinele sunt umplute cu luminițe și foarte, foarte multe oferte, pentru că da, e Crăciunul și este ceva genul mini Black Friday, adică atunci când se fac reducerile alea super, super șmecherii, Vinerea Neagră. Și da, acesta a fost videoul. Este mai mult un proiect pentru școală, pentru ora de engleză, pentru că doamna a zis, ori să facem niște desene pe foaie, ori să facem un video, iar eu n-am postat de o grămadă de timp și am avut această oportunitate de a vă prezenta lucrurile despre Crăciun și Crăciun. Așteptați-vă să fie mult mai multe videoclipuri în temă de Crăciun. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade. Să dați un share pe Facebook, pentru că asta mă ajută să cresc, și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Eu am fost Alex, iar până data viitoare, numai bine! Jingle bell.